Bună ziua și bine ați venit la această prezentare dedicată Software Asset Management cu System Center 2012 Configuration Manager. Numele meu este Adrian Stoian și sunt consultant IT. Agenda prezentării este următoarea. Mai întâi vom trece în revistă ce înseamnă Software Asset Management. Această prezentare face parte din o serie de două prezentări dedicate Software Asset Management. Prima a avut loc în urmă câteva săptămâni și a fost dedicată instrumentului Microsoft Assessment and Planning versiunea 7.0. Iar aceasta a doua prezentare este dedicată utilizării System Center 2012 Configuration Manager pentru a realiza Software Asset Management. Deci ne vom reaminti ce înseamnă de fapt Software Asset Management și apoi vom trece în revistă funcționalitatea de Asset Intelligence din System Center Configuration Manager, care ne poate ajuta să realizăm o astfel de analiză a software-ului instalat pe calculatoarele din cadrul organizației. Mai întâi, de ce am avea nevoie de o analiză de tip Software Asset Management? Ca să știm, în primul rând, ce software avem instalat în cadrul organizației. Acest lucru poate fi făcut, bineînțeles, prin metoda manuală, mergând la fiecare calculator și verificând ce software este instalat. Cel mai simplu este să mergem în Adrimove Programs, dar, bineînțeles, o astfel de activitate este foarte mare consumatoare de timp și implică foarte mult efort din partea administratorilor. Astfel încât este mult mai bine să folosim instrumente automate. Am văzut în prezentarea anterioară cum putem folosi Microsoft Assessment and Planning, iar în această prezentare ne vom aplica asupra funcționalităților oferite de System Center Configuration Manager, versiunea 2012, pentru a face un inventar al software-ului instalat pe calculatoarele din cadrul organizației. Apoi, pasul următor ar fi să comparăm lista, inventarul de software, deci ce s-a găsit instalat pe calculatoarele din organizație, cu licențele necesare. Deci, pe de o parte, licențele incluse în diverse contracte de licențiere și apoi să vedem ce ar mai fi nevoie de achiziționat sau dacă nu, cumva am achiziționat licențe în plus și nu sunt folosite. Și aici, de fapt, ajungem la cel de-al treilea pas, pentru că obiectivul principal al lui Software Asset Management este să folosim cât mai eficient asset-urile. Aici, prin asset-uri, înțelegem software-ul achiziționat în cadrul companiei, astfel încât să beneficiem de maxim de pe urma investiției făcute în software. Ca să ne aducem aminte pașii generale a unui proces de software asset management, așa cum am menționat, începem prima a face un inventar software, folosind de preferință un instrument automat. Apoi, în pasul următor, trebuie să facem o comparație între software-ul instalat și numărul de licențe deținute. În pasul al treilea, trebuie să vedem dacă nu cumva trebuie să actualizăm politicile și procedurile cu privire la achiziția de software, cine face achizițiile, cum se ține evidența lor, în momentul în care o licență expiră, cum se face dezinstalarea, cum se face aprobarea instalării unui software. De exemplu, se pot folosi funcționalitățile de instalare automată din System Center Configuration Manager pentru a instala aplicații pe calculatoarele utilizatorilor. Pentru anumite software putem introduce un proces de aprobare, astfel încât un utilizator, dacă dorește un anumit soft, să facă o cerere, aceasta va fi aprobată fie de un manager, fie de departamentul care deține licențele pentru acel produs și apoi softul va fi instalat automat pe stația utilizatorului. Și în sfârșit să facem un plan pentru viitor, cum se vor face achizițiile următoare, cum se vor face instalările, ce se va întâmpla cu software-ul la expirarea licențelor, este dezinstalat de pe calculatoarele pe care este instalat în prezent și așa mai departe. În toate aceste activități putem beneficia de ajutorul lui System Center Configuration Manager, care este un produs complex, deci nu se limitează doar la inventar
hardware și software. Deci în comparație cu Microsoft Assessment and Planning, pe care l-am discutat în prezentarea anterioară, Configuration Manager este un produs mult mai complex. El are funcționalități, așa cum am menționat deja, de hardware și software inventory și acesta este primul lucru pe care îl face, dar de asemenea poate instala software automat, poate instala patch-uri, putem verifica configurația sistemelor vis-a-vis de un template, de un baseline de securitate, putem instala automat soft, sistemul de operare folosind OS deployment, deci are multe alte funcționalități pe lângă simplu inventar. Dar o să discutăm despre o parte dintre acestea în cele ce urmează, pentru că pe noi ne interesează în principal cum facem un inventar. Și pentru asta vom folosi o funcționalitate denumită Asset Intelligence. Despre asta un pic mai târziu. Hai să vedem pentru fiecare din cei patru pași din procesul de software asset management cum ne poate ajuta Configuration Manager. Primul pas, software inventory. Trebuie să aflăm ce este instalat pe calculatoarele din organizația noastră. Configuration Manager face acest lucru automat în momentul în care instalează agenți pe calculatoarele gestionate, spre deosebire de Microsoft Assessment and Planning, care era un produs agentless, deci lucra fără agenți, se conecta remote la calculatoarele respective și făcea un inventar folosind VMI, Windows Management Instrumentation. În cazul lui System Center Configuration Manager, acesta are agenți, folosește, instalează o componentă software pe fiecare calculator care se va conecta periodic la serverul de management, la rolul de management point și va realiza automat un inventar hardware și software imediat după ce agentul este instalat și apoi periodic implicit la fiecare 7 zile. Astfel, în baza de date a lui Configuration Manager vom avea întotdeauna informații actualizate, cu condiția, bineînțeles, ca acele calculatoare să fie pornite. Deci vom avea informații actualizate despre inventarul hardware și software. Deci cel mai vechi va fi de cel mult 7 zile în urmă. Asta, bineînțeles, cu condiția ca acel calculator să fie pornit și agentul să fie instalat pe el. Bineînțeles, același lucru se poate spune în comparație și cu Microsoft Assessment and Planning, unde pentru a putea face inventarul trebuia ca acel calculator să fie pornit exact în momentul în care noi făceam inventarierea. Aici nu avem această condiție, pentru că agentul din proprie inițiativă, în momentul în care pornește calculatorul, el va raporta inventarul hardware și software. Deci nu e neapărat nevoie ca toate calculatoarele să fie pornite la un anumit moment dat. În pasul al doilea, trebuie să facem corespondența, comparația între software-ul instalat și numărul de licențe disponibile. Acest lucru este posibil în Configuration Manager, importând, folosind fie un fișier XML exportat de pe site-ul Microsoft Volume Licensing, MVLS, fie pentru produsele non-Microsoft un fișier CSV, deci un fișier text cu informații date separate prin virgulă. În acesta vom trece, de exemplu, numele produsului, numărul de licențe și alte câteva detalii. Formatul este unul relativ simplu și poate fi importat în System Center Configuration Manager. În acest fel, Configuration Manager află câte licențe au fost achiziționate și apoi putem vedea în rapoarte o comparație între numărul de instalări de software, așa cum a fost inventariat de către agenți, și numărul de licențe declarat în fișierul care a fost importat. Și pe baza acestuia putem să luăm decizii. În pasul al treilea, poate că ar fi cazul să trecem în revistă politicile și procedurile legate de achiziția de software. Ce se întâmplă în multe organizații este faptul că departamentele inițiază procese de achiziție separat și apoi nu se poate face o centralizare a numărului de licențe deținute. Deci trebuie mers la fiecare departament în parte și apoi văzut câte licențe deține în total organizația. Configuration Manager ne poate ajuta în acest proces. Pe de o parte,
prin faptul că putem importa numărul de licențe din fișierele de statement de pe Microsoft Volume Licensing sau din fișiere CSV pentru produsele non-Microsoft și, de asemenea, prin faptul că poate identifica instalările de software care probabil au putut fi realizate de diverse departamente. Configuration Manager în procesul de inventar nu inventariază doar programele instalate în AdRemove Programs, ci și fișierele executabile găsite pe hard disk. El colectează informațiile de metadata despre fișierele executabile și acestea vor fi regăsite în baza de date. Folosind aceste informații, Configuration Manager poate identifica despre ce software este vorba, pentru că deține un software catalog cu peste 300.000 de titluri de software care pot fi identificate automat. În acest fel ne putem face o imagine completă asupra softurilor instalate în cadrul organizației și putem identifica dacă e vorba de departamente care și-au achiziționat și instalat propriile aplicații. Același mecanism poate fi folosit și pentru compliance, adică pentru a verifica faptul că sistemele din cadrul organizației respectă o anumită configurație standard și orice instalare suplimentară de software va face ca aceste sisteme să nu mai fie conforme cu standardul, deci putem detecta instalările neautorizate. De asemenea, putem publica software-urile disponibile în cadrul unui portal și din cadrul portalului utilizatorii pot solicita instalarea unor aplicații. De asemenea, putem implementa un proces de aprobare, astfel încât un utilizator care vizitează portalul și vrea să instaleze o anumită aplicație, cererea pe care acesta o face să treacă spre aprobare către un manager sau către proprietarul licențelor și după aprobare, Configuration Manager poate instala software-ul automat pe stația de lucru a utilizatorului. Deci, Configuration Manager ne poate ajuta în definirea unor politici și a unor proceduri în ceea ce privește instalarea de software, aprobarea software-ului, dacă este nevoie pentru instalare de către proprietarul licențelor și așa mai departe. Și în sfârșit, în ultimul pas al procesului de software asset management, trebuie să facem analize cu privire la nevoile de software. Acest lucru poate fi realizat folosind ca bază de luarea deciziilor rapoartele generate de System Center Configuration Manager, astfel încât să putem identifica pe de o parte software-ul instalat și de asemenea, folosind funcționalitatea de software metering din System Center Configuration Manager, să vedem ce software este de fapt folosit, pentru că softul poate să fie instalat pe un calculator, dar utilizatorul să nu-l fi pornit niciodată. Și folosind software metering pentru aplicațiile care au licențe scumpe, putem verifica dacă acele aplicații au fost pornite în ultima perioadă, de exemplu în ultima lună, ce durată au fost pornite. Bineînțeles, această facilitate de software metering înregistrează numai pornirile și opririle aplicației, nu și dacă în tot acest interval utilizatorul chiar a folosit aplicația, dar dacă, de exemplu, utilizatorul a lansat o aplicație, acest lucru va fi înregistrat și pe durata cât aplicația a fost pornită, de asemenea, înregistrată. Deci putem face o analiză cu privire la ce softuri sunt instalate și mai ales câte sunt folosite. Și în funcție de asta putem trece la pașii următori, să instruim utilizatorii să folosească softurile noi dacă aceștia nu știu să le folosească, să instruim personalul de helpdesc ca să acorde suport. Acest lucru, bineînțeles, poate fi realizat și prin standardizarea configurațiilor și aici de un real folos ne poate fi funcționalitatea de compliance settings din Configuration Manager, care ne ajută la verificarea conformității configurației sistemelor cu anumite standarde și, de asemenea, dependințele de software. Configuration Manager, în momentul instalării unui soft, poate detecta prezența dependințelor, deci a cerințelor
cunoștințelor preliminare și le poate instala înainte de a instala softul propriu-zis. Iar inventarul, așa cum am menționat, se face automat, implicit la 7 zile, deci întotdeauna baza de date va fi actualizată cu informații despre software-ul instalat în cadrul organizației. Ok, haideți să trecem acum în revistă mai în detaliu funcționalitatea de Asset Intelligence din System Center Configuration Manager. Asset Intelligence a fost introdus începând de la System Center Configuration Manager 2007 CP1, dacă nu mă înșel, și de atunci a fost îmbunătățită. Eu vă voi arăta cum arată această funcționalitate în System Center Configuration Manager 2012 și aici vom discuta ce componente are această funcționalitate și mai ales modul de lucru. Așa cum am menționat puțin mai devreme, Configuration Manager realizează implicit hardware și software inventory. Pentru hardware inventory inventariază aproximativ 1500 de atribute, majoritatea colectate din registri și din VMI, deci folosind aceste surse de informații. Despre configurația hardware a calculatorului, așa cum a fost detectată de sistemul de operare Windows. Și de asemenea, Configuration Manager, încă de pe vremea SMS, System Management Server, realiza software inventory, adică inventaria programele instalate și care apar în Add Remove Programs, și de asemenea inventaria fișierele executabile de pe hard disk, de pe toate hard diskurile din calculator, și colecta de la fiecare fișier informații de metadata, cele care apar atunci când accesați proprietățile unui fișier executabil, cum ar fi numele fișierului, data creării, autorul, eventuale semnături digitale și alte informații, cum ar fi producătorul și așa mai departe. Aceste lucruri sunt realizate automat, periodic, la un interval de 7 zile și automat informațiile de hardware și software inventory sunt colectate în baza de date a lui Configuration Manager. Asset Intelligence extinde funcționalitatea de hardware inventory și aici este un lucru interesant pentru că extinde hardware inventory și nu software inventory cum ne-am putea aștepta, pentru că Asset Intelligence include de asemenea și niște rapoarte suplimentare pentru partea de hardware. Deci el se bazează pe procesul de hardware inventory și trebuie să avem grijă ca agentul de Configuration Manager să aibă componenta de hardware inventory client agent activată. Practic, Asset Intelligence extinde numărul de atribute colectate de agentul de hardware inventory cu informații suplimentare, atribute suplimentare care să fie folosite de către Asset Intelligence. De asemenea, folosind informațiile deja colectate de software inventory, poate face identificarea titlurilor de software instalate, comparând cu informațiile care se află într-un software catalog, un Asset Intelligence catalog, mai exact. Aceasta este o bază de date cu titluri de software oferită inclusă în cadrul produsului și care servește la identificarea mai ușoară a software-ului instalat. De exemplu, dacă agentul găsește fișierul Word.exe cu o anumită versiune, poate identifica acel executabil ca făcând parte dintr-o suită. De asemenea, bineînțeles, în cadrul unei aplicații putem avea mult mai multe executabile și pe noi ne interesează să nu fie raportat de mai multe ori, ci doar o singură dată, pentru că avem o singură instanță, de exemplu, de Microsoft Office instalată. Și acest lucru ne ajută foarte mult pentru că funcționalitatea de Asset Intelligence realizează dedublare, adică pentru executabile sau componente ale aceluiași software, software respectiv va fi raportat o singură dată, identificat corect din punct de vedere al versiunii și va apărea corect în rapoarte ca număr de instalări.
Altfel putem risca, dacă am folosit, de exemplu, numai funcționalitatea de software inventory care era activă implicit, să avem aceeași aplicație listată de mai multe ori, pentru că au fost aplicate service pack-uri și acestea au incrementat versiunea și atunci poate apărea ca versiuni multiple ale aceleiași aplicații. În schimb, Asset Intelligence face dedublările necesare și raportează corect numărul de instanțe instalate. Acest catalog poate fi și actualizat folosind informațiile publicate de către Microsoft. Pentru acest lucru trebuie să instalăm un Asset Intelligence Synchronization Point și acesta se va conecta la Microsoft și va downloada actualizările la catalog. De asemenea, opțional, putem publica informații către Microsoft despre softurile detectate, astfel încât Microsoft-ul să ia la cunoștință de ele și să actualizeze catalogul, adică să includă în catalogul disponibil online și alte aplicații care au fost detectate în cadrul organizațiilor din întreaga lume. Bineînțeles, acest lucru este opțional, by default nu este configurat, depinde dacă doriți să faceți acest lucru, să oferiți Microsoft informații despre softurile instalate. De asemenea, în cadrul consolei Configuration Manager avem un nod, Asset Intelligence, deci de unde putem vizualiza informațiile de catalog, putem face clasificări, putem adăuga label-uri, putem adăuga categorii, deci putem customiza felul în care ulterior vom putea genera rapoartele, pentru că de fapt informațiile propriu-zise, dacă dorim să le vizualizăm, acestea vor fi disponibile în rapoarte. System Center Configuration Manager folosește SQL Server Reporting Services și aceste rapoarte pot fi accesate fie din consola System Center Configuration Manager, dar de asemenea și direct din browser, dacă avem link-ul necesar. Bineînțeles, accesul este autentificat și rapoartele sunt accesibile pe bază de permisiuni, dacă am asignat rolurile corespunzătoare. Ca și catalog, așa cum am menționat, acesta vine împreună cu produsul și ne ajută în recunoașterea mai ușoară a software-urilor instalate. Deci pe baza informațiilor colectate de procesul de hardware inventory și de cel de software inventory, Asset Intelligence poate face identificarea în catalog astfel încât să identifice corect produsul, de exemplu Microsoft Office 2010, și în loc să identifice, de exemplu, elementele componente, Word, Excel, Excel și așa mai departe. Și de asemenea, puteți importa numărul de licențe, fie dacă e vorba de licențe Microsoft achiziționate printr-un program de licențiere de volum, puteți să mergeți pe site-ul de Microsoft Volume Licensing, pe MVLS, și puteți exporta de acolo numărul de licențe deținute în format XML și apoi îl puteți importa în Configuration Manager, fie dacă e vorba de produse third party, atunci puteți crea un fișier simplu CSV pe care să-l puteți importa în Configuration Manager. Catalogul, așa cum am spus, este actualizat, poate fi actualizat instalând un Asset Intelligence Synchronization Point și acesta se va conecta la System Center Online Services și va downloada actualizările pentru catalog. De asemenea, chiar dacă nu facem sincronizarea, putem să adăugăm categorii, familii de produse și etichete, astfel încât în momentul când generăm rapoartele, să putem filtra după categoriile, familiile de produse și etichetele asignate. De exemplu, dacă avem o categorie de aplicații financiare, putem crea o etichetă financiar și apoi când generăm raportul, putem filtra după această etichetă ca să afișeze numai aplicațiile din care au acea etichetă setată. De același lucru este valabil pentru categorii și familii de produse, dar acestea sunt mai generale, să zicem. Și în sfârșit trecem să discutăm la partea de configurare a
proces, a funcționalității de Asset Intelligence. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că agenții de hardware inventory, și acesta este obligatoriu să fie activat, iar opțional, agentul de software metering este de asemenea activat. Agentul de software metering ne poate ajuta în a identifica care dintre aplicații sunt cu adevărat folosite, deci ele pot fi instalate, dar utilizatorul să nu le fi lansat niciodată și atunci, practic, software metering ne poate ajuta să verificăm pe câte calculatoare au fost pornite aplicațiile respective în ultima perioadă de timp și aici putem alege o lună, un an și așa mai departe. De asemenea, trebuie să extindem atributele care sunt colectate ca parte a procesului de hardware inventory. Acest lucru se realizează foarte simplu, o să vedem imediat în consolă. Practic, la proprietățile nodului de Asset Intelligence putem selecta ce tipuri de informații suplimentare dorim să colectăm. Și opțional, dacă dorim, de exemplu, să identificăm cine este utilizatorul primar al calculatorului, trebuie să activăm cu ajutorul lui Group Policy setările pentru Windows Event Log pentru partea de audit, astfel încât agentul de Configuration Manager să poată colecta evenimentele de tip logon și în felul ăsta să identificăm cine este utilizatorul sau care au fost utilizatorii, dacă au fost mai mulți, care s-au logat pe un anumit sistem, iar dintre ei să-l selectăm pe cel care a fost logat cel mai mult timp și acela va deveni utilizatorul primar. Poate fi foarte important pentru a identifica ce utilizator folosește un anumit calculator la un moment dat. Opțional, am spus că putem importa informații de licență și apoi să vizualizăm rapoartele cu privire la numărul de, o comparație cu numărul de licențe deținute și numărul de instanțe de software instalate. Iar dacă dorim să actualizăm informațiile din catalog, trebuie să instalăm un Asset Intelligence Synchronization Point. Și acesta se va conecta la System Center Online și va downloada ultimele actualizări ale catalogului de la Microsoft. Aceste actualizări sunt puse la dispoziție de Microsoft pe baza informațiilor raportate tot de organizație și, bineînțeles, puteți alege opțional și să trimiteți informații către Microsoft, dar numai dacă doriți acest lucru. Bineînțeles, informațiile sunt depersonalizate, adică nu includ nume de calculatoare, de user sau alte lucruri, ci numai numele software-urilor detectate. Apoi, bineînțeles, trebuie să ne ocupăm de partea de mentenanță, care înseamnă că putem activa task-uri de mentenanță care să curețe baza de date de informațiile vechi și, în sfârșit, trebuie să configurăm permisiunile. Cine are nevoie să vizualizeze informațiile de Asset Intelligence, acestea se vor reduce la permisiuni pe site-ul de reporting. Ok, am ajuns la partea de demonstrații. Haideți să vedem cum arată funcționalitatea de Asset Intelligence în consola System Center Configuration Manager. Voi partaja acum desktop-ul și vedeți aici, mai puțin, pe serverul Configuration Manager. Sper că se vede bine desktop-ul partajat. Aici avem consola de System Center Configuration Manager și vedeți nodul de Asset Intelligence. Mai întâi, pentru aceia dintre noastre care nu au văzut încă noua interfață de la System Center Configuration Manager 2012, să facem o scurtă trecere în revistă a consolei. Noi suntem acum la secțiunea Workspace-ul de Asset and Compliance și aici putem vedea o listă cu device-urile care au fost descoperite în cadrul organizației. În acest mediu de laborator am doar două calculatoare. Unul este Domain Controller-ul și ne putem uita la proprietățile acestuia. Bineînțeles, aceste informații sunt sumare. Putem avea mai multe informații în rapoarte, dar așa ca să vedem ce nivel de informații se pot obține. Acestea sunt în principal informații colectate din Active Directory. Și de asemenea, cel de-al doilea calculator pe care l-am în acest mediu de laborator este chiar serverul de Configuration Manager. Și din nou vedeți aici informațiile colectate după ce agentul a fost instalat și raportate înapoi către server. Vedem că el este activ
Și de asemenea, în consolă putem vedea faptul că este instalat clientul de Configuration Manager și a raportat în ultima perioadă de timp. Deci, practic, avem un agent care raportează și ne furnizează informații de hardware și de software inventory. Tot aici, pe lângă secțiunea de Asset Intelligence, avem o secțiune de Compliance Settings în care putem defini politici de securitate, politici, template-uri, baseline-uri de securitate, cu ce vor conține setările pe care le dorim să le avem pe diverse calculatoare și apoi putem raporta starea de conformitate a sistemelor cu acestea. Tot aici avem partea de Endpoint Protection, care se referă la partea de anti-malware. Endpoint Protection a fost integrat în System Center Configuration Manager și de aici putem face setările necesare. Să trecem la secțiunea de Software Library, unde se pot efectua operații de deployment de aplicații, pachete, se pot aproba cererile de instalare de aplicații. Tot de aici se pot instala patch-uri, software updates și deployment de sisteme de operare folosind imagini. Nu vom acoperi aceste funcționalități în această prezentare, doar fac o trecere în revista funcționalităților lui System Center Configuration Manager. La secțiunea de monitoring, partea cea mai importantă ar fi cea de rapoarte și aici veți vedea imediat, de exemplu, lista de rapoarte specifice pentru Asset Intelligence și vom reveni la acestea puțin mai târziu. System Center Configuration Manager folosește SQL Server Reporting Services și toate aceste rapoarte pot fi vizualizate atât în consolă cât și în browser. Și în sfârșit, la secțiunea de administration trebuie să facem configurările necesare. Pe noi ne interesează în acest moment, de exemplu la secțiunea de client settings, să verificăm faptul că agenții de hardware și de software inventory sunt activați și, de exemplu, dacă mergem la hardware inventory, vedeți că hardware inventory este activat și inventarul se realizează la 7 zile. Deci, începând cu data în care a fost instalat agentul pe stație. Aici o parte interesantă este faptul că putem selecta individual ce atribute dorim să fie colectate de pe stațiile de lucru. Vedeți că doar o parte dintre ele sunt selectate. Pe noi ne interesează cele de Asset Intelligence și astea, de exemplu, avem aici USB Device Asset Intelligence și mai avem aici Asset Intelligence Software Licensing Product, Software Licensing Service. Deci vedeți că acele atribute și clase specifice pentru Asset Intelligence au fost deja selectate. De fapt, configurarea nu se face de aici, am vrut doar să vă arăt că ele sunt parte. Aceste atribute sunt colectate ca parte a procesului de hardware inventory și ați putut vizualiza faptul că acele clase au fost activate pentru și atribute au fost activate pentru a fi colectate de pe stațiile de lucru. Similar, dacă vreau să realizez software metering, trebuie să am grijă ca agentul de software metering să fie activat pe client și la fel inventarul se realizează conform unui schedule de 7 zile, la fiecare 7 zile. Acestea ar fi setările pe care trebuie să ne îngrijim să le avem pe clienți pentru a putea realiza Asset Intelligence. Revenind la workspace-ul de Asset and Compliance, pentru a activa funcționalitatea de Asset Intelligence, de fapt trebuie să accesăm proprietățile nodului de Asset Intelligence și aici avem Edit Inventory Classes. Și observați că eu de fapt am configurat anterior acestei demonstrații să colectăm absolut toate informațiile suplimentare necesare pentru Asset Intelligence, adică software instalat, utilizarea consolei, de exemplu pentru a vizualiza rapoartele care includ numele utilizatorului care a folosit calculatorul, System Console Usage și System Console User. De asemenea, colectează informațiile despre software-ul care este inclus în AutoStart, deci să pornească automat la pornirea calculatorului, la startup.
Browser Helper, care ne ajută în identificarea software-ului de tip ActiveX și add-on-uri pentru browser. Win32 USB Device, care ne ajută să identificăm ce device-uri USB au fost conectate de-a lungul ultimului interval de timp la calculator, pentru că Windows menține o istorie a software-ului care a fost detectat, a hardware-ului care a fost de tip USB care a fost conectat. Executabile instalate, asta deocamdată nu este folosit, shortcut-uri și informații de licensing, iarăși acestea sunt folosite de o parte dintre rapoarte. Deci Asset Intelligence este activat și funcționează. Vom vedea imediat ce informații apar în rapoarte. Aici avem informații de catalog și puteți vedea aici categorii și familii. Dacă vreau să adaug o nouă categorie, de exemplu, aplicații dezvoltate in-house, de exemplu, aplicațiile care au fost dezvoltate în cadrul organizației și pe care nu le putem include în nicio altă categorie, o să le asignăm la această categorie. Același lucru este valabil pentru label-uri și familii. Similar, de exemplu, poți să creezi un label și poate fi financiar. În felul ăsta putem ține evidența aplicațiilor folosite de departamentul financiar, de exemplu, sau în general în scopul de a filtra informațiile din rapoarte pentru a limita rezultatele la acele aplicații care au aplicat această etichetă. De asemenea, aici la Inventory Software, nu știu încă dacă a colectat, dar o să vedem imediat în rapoarte, va apărea lista de aplicații care au fost detectate. Și în sfârșit, aici vedeți o listă care conține cerințele hardware pentru a instala anumite aplicații. Și vedeți aici pentru anumite aplicații, să zicem, foarte cunoscute, avem cerințele predefinite, astfel încât, de exemplu, dacă vrem să instalăm Microsoft Office Professional Plus, puteți vedea că acesta necesită minim 500 de MHz frecvență la procesor, minimum 262 de MB de RAM, minimum 2 GB de spațiu pe disc și, de asemenea, un minim de 20 de giga pentru dimensiunea totală a discului. Deci asta ar fi niște cerințe stabilite de producător. Și acestea vor putea fi folosite, de exemplu, dacă vrem să determinăm care este pregătirea din punct de vedere hardware al calculatorilor din organizație pentru a instala o nouă versiune a aplicației. Ok, deci asta ar fi facilitatea de Asset Intelligence. Informațiile, de fapt, le vom regăsi în rapoarte. Deci noi am făcut configurarea să se desfășoare procesul de colectare automat, pentru că, de fapt, informațiile de Asset Intelligence sunt colectate de procesul de Hardware Inventory. A avut loc un proces de inventariere și acum ar trebui să vedem dacă informațiile se regăsesc în rapoartele de Asset Intelligence. Rapoartele le regăsim la secțiunea de monitoring și aici putem vedea dacă, pe de o parte, o să vedem imediat la secțiunea de Asset Intelligence din rapoarte, de exemplu, un raport cu sumarul calculatoarelor dintr-o anumită colecție. Puteți privi o colecție ca un grup de calculatoare care satisfacă anumite condiții, de exemplu, toate calculatoarele cu Windows 7 sau toate calculatoarele de tip server. Și haideți să vedem, să rulăm acest raport. În spate este folosit SQL Server Reporting Services. În momentul ăsta rulăm raportul în consolă și va trebui să specificăm ca parametru imediat. O să specificăm numele colecției. Putem selecta dintre colecțiile predefinite în cadrul lui System Center Configuration Manager. Al Systems este o colecție care include toate calculatoarele care au agent instalat. Și aici vedeți că
Au fost inventariate două calculatoare, cele pe care le am eu în mediul de laborator și pe lângă numele calculatorului domeniu și cine a fost utilizatorul primar. Acesta a fost colectat pe baza informațiilor colectate de Asset Intelligence. Sistemul de operare, dar mai ales informații cum ar fi serial number și asset tag. În cazul ăsta fiind vorba de mașini virtuale, serial number-ul este un GUI, iar în cazul calculatorilor fizice, aici vom avea numărul serial și asset tag-ul introdus de producător în BIOS. Și asta ne poate fi foarte util la un inventar hardware, deci ce calculatoare avem în organizație și identificarea acestora într-un mod foarte clar. Aici, pentru că e vorba de mașini virtuale, a fost detectat că acel calculator este de fapt o mașină virtuală, memoria, procesorul, spațiu liber pe disc, deci aceste informații au fost colectate. Dacă fac click pe unul dintre calculatoare, de exemplu pe Configuration Manager, putem vedea informații doar despre acel calculator și informații detaliate despre procesor, adresă de IP și alte informații. Ok, deci ați văzut un exemplu de raport generat în consolă. Bineînțeles că același raport poate fi vizualizat și în browser, pentru că de fapt rapoartele sunt generate de folosind SQL Server Reporting Services, iar acesta poate fi accesat și direct, introducând URL-ul cu numele serverului Reports și apoi navigând pe ierarhia de containere, de foldere, ajungem la rapoartele salvate aici de Configuration Manager, apoi mergem la secțiunea Asset Intelligence și aici vedem lista de rapoarte disponibile și dacă vrem, de exemplu, să vizualizăm același raport în browser, pur și simplu selectăm raportul, aici trebuie să specificăm parametrii necesari, în cazul ăsta este vorba de colecția All Systems pentru care generăm raportul și apoi să vizualizăm raportul. Și vedeți același raport de fapt disponibil în browser cu aceleași informații. Deci vedeți aici serial number, asset tag, caracteristicile hardware. Deci exact același raport care era disponibil în consolă poate fi accesat și direct în browser. Trebuie spus că accesul este autentificat și integrat cu Windows. Deci, practic, pentru a putea avea acces la acest site de rapoarte, utilizatorul trebuie să aibă, cel care dorește să vadă raportul, trebuie să aibă un cont în Active Directory și, de asemenea, să aibă permisiunile necesare în System Center Configuration Manager. De asemenea, vreau să vă arăt că de aici raportul poate fi exportat în diverse formate, XML, CSV, HTML, deci arhivă HTML, Excel, TIFF sau document Word. De asemenea, puteți configura subscripții pentru raport, astfel încât raportul să fie generat automat și trimis fie prin e-mail, fie postat într-un shared folder la intervale predefinite. Asta în cazul în care nu doriți să vizualizați rapoartele în mod interactiv sau nu doriți ca utilizatorii să acceseze acest site de reporting, ci să le fie trimise eventual rapoarte periodic pe e-mail. Revenind la sistemul de permisiuni, acesta se configurează din secțiunea de administration și aici la security avem putem include o listă de administrative users, cei care au voie să vizualizeze rapoarte, trebuie să le acordăm rolul de read-only analyst, deci cel pe care îl vedeți aici. Iar aici la properties puteți vedea, de exemplu, permisiunile pe care le are pentru partea de rapoarte. Reporting la Asset Intelligence, scuze, Software Inventory. Vedeți că majoritatea permisiunilor pe care le are sunt de tipul Run Report. Și pentru partea de, numai puțin să vedem, Security Role Site,
Software Titles View Asset Intelligence. Deci vedeți că are configurat acest lucru. Deci, practic, pentru cei care trebuie să vadă rapoarte, avem acest rol de read-only analyst care poate fi asignat și atunci ei pot vizualiza rapoartele fie în consolă, fie în browser, dacă nu au consola instalată. Revenind la secțiunea de reporting, să mai vedem niște rapoarte, pentru că pe noi ne interesează, de fapt, software-ul instalat. Și tot aici, la secțiunea de Asset Intelligence, avem și rapoarte în ceea ce privește software-ul. Haideți să vedem, vedeți că sunt și rapoarte de licențe, dar acestea devin active doar de momentul în care importăm informații de licențe. Hai să vedem Summary of Installed Software in a Specific Collection, ca să vedem, de exemplu, numărul de instanțe de software care au fost detectate, și aici trebuie să spunem colecția, în primul rând, iarăși pentru toate sistemele. Publisher, aici putem selecta unul dintre producătorii care au fost detectați, în cazul ăsta avem numai aplicații de la Microsoft, oricum o să selectăm all. Și aici putem limita numărul de rezultate pentru a genera raportul într-un termen mai scurt, de exemplu la primele 100 de înregistrări. Și observați aici numărul de... Deci, în primul rând, informații despre software-ul detectat, de exemplu, .NET Framework 4, Office 2003 Web Components, și vedeți numărul de instanțe pe coloana aceasta, numărul de instanțe cu ajutorul căruia a fost găsit. Pe această coloană aveți Software Properties Hash, care identifică în mod unic software-ul respectiv, așa cum a fost identificat folosind Software Catalog. Și vedeți aici diverse produse software care au fost detectate ca fiind instalate, de exemplu Silverlight instalat pe ambele calculatoare pentru că e partea a clientului, SQL e instalat doar pe un singur calculator, de exemplu dacă vrem să vedem pe ce calculator este instalat SQL, mergem la SQL Server, de exemplu Native Client. Și aici vedeți că el este instalat chiar pe serverul Configuration Manager. De asemenea, hai să mai găsim o altă aplicație. Windows Server Update Services, de exemplu, este de asemenea instalat pe serverul Configuration Manager pentru că el este folosit pentru partea de software updates. Și vedeți aici, puteți obține rapoarte pe ce calculatoare este instalat un anumit produs. Windows Server 2008-2 Enterprise este chiar sistemul de operare și bineînțeles că este instalat pe ambele calculatoare. Avem Product ID-ul, este instalat pe acel calculator. Deci puteți face foarte ușor un inventar din punct de vedere software, atât un sumar al produselor instalate și apoi detaliu pentru fiecare produs pe ce calculatoare efectiv este instalată acea aplicație. Acest lucru, bineînțeles, ne poate folosi la un proces de software asset, de software asset management. Haideți să vedem, de exemplu, product families for a specific collection. Și aici să vedem, de exemplu, pentru All Systems, ce produse au fost identificate ca făcând parte dintr-o familie. Și observați că, pe de o parte, avem softuri care țin de zona de application development și aici probabil că o să găsim Visual Studio, Development Tools. Și vedeți, astea sunt de fapt componente din Visual Studio, redistributabile de Visual C++, 2005-2008 și așa mai departe. Deci vedeți că acestea au fost identificate corect pe baza informațiilor din catalog și puse la familiile respective. La Productivity in Viewers, de exemplu, este browserul de web și Office Suite in Productivity, unde din nou avem identificat un Office Web Components. Și, de exemplu, dacă mergem la categoria Operating Environment, aici o să vedem Operating System and Components și aici la categoria pentru familia Operating System Environment și categoria Operating System and Components, avem Windows Server 2008-2. Deci, practic, funcționalitatea de Asset Intelligence ne ajută în identificarea corectă a aplicațiilor, plasându-le
în familia și categoria corespunzătoare, așa cum au venit ele definite în software catalog. Deci Asset Intelligence poate identifica un număr de peste 300.000 de produse software, atât de la Microsoft cât și de la alți furnizori, cele mai cunoscute aplicații, și le poate plasa automat în familiile și categoriile necesare. Bineînțeles, avem aici și aplicații neidentificate. Acestea nu au fost găsite în catalog, pentru că ele nu au fost inventariate de către Microsoft. Și foarte interesant, SQL Server 2008R2 nu este inclus în catalogul care a venit implicit împreună cu Configuration Manager 2012. Asta pentru că la momentul când a fost lansat Configuration Manager 2012, catalogul nu conținea aceste informații. Dacă dorim să actualizăm catalogul, va trebui să instalăm un Asset Intelligence Synchronization Point. Și acest lucru îl putem face mergând la secțiunea Administration și adăugând rolul necesar. Deci mergem la Site Configuration, Servers and Site System Roles. Și aici pentru serverul curent, care aici în partea de jos puteți vedea ce roluri are. Are rolurile standard pe unui server de Configuration Manager, printre care și Reporting Services Point. Și dacă dorim să instalăm un rol suplimentar, mergem aici și adăugăm pe acest server rolul de Asset Intelligence Synchronization Point. Va trebui să specificăm dacă folosim un certificat. Acest lucru nu mai este neapărat necesar. Înainte, Microsoft-ul solicita instalarea unui certificat pentru a face sincronizarea cu System Center Online. Acest lucru îl puteți face doar dacă doriți ca să se facă comunicație, să vă autentificați față de Microsoft în momentul când trimiteți informații. Dar altfel, dacă doar doriți să sincronizați actualizările de software catalog, nu este nevoie să faceți acest lucru. Apoi, dacă ieșirea către internet se face printr-un proxy server, trebuie să specificați aici setările și, în sfârșit, trebuie să specificați cât de des se face sincronizarea informațiilor de catalog de la Microsoft către dumneavoastră. Deci actualizările publicate de Microsoft în System Center Online vor fi verificate, deci la fiecare 7 zile, dacă au apărut actualizări noi, și acestea vor fi downloadate și incluse în catalogul local de pe server. Bineînțeles, eu nu am aici o legătură la internet, dar acesta a fost procesul de instalare al unui Asset Intelligence Synchronization Point și, bineînțeles, dacă serverul deține o conexiune la internet, va actualiza catalogul astfel încât să putem identifica mai ușor software-ul care nu a fost identificat anterior. Deci, poate între timp, alte companii au raportat un anumit soft și Microsoft-ul a actualizat deja catalogul cu informațiile respective. Catalogul care vine împreună cu Configuration Manager este cel care a fost disponibil la data lansării produsului și asta a însemnat la începutul acestui an. Deci, are cel mult un an în urmă. Dar, bineînțeles, dacă dorim informații actualizate, trebuie să actualizăm catalogul. Deci, acesta a fost un scurt sumar al funcționalității de Asset Intelligence din System Center Configuration Manager. Încă o dată, ce trebuie să facem? Trebuie să ne asigurăm că avem agenții de hardware inventory și opțional cel de software metering activați. Trebuie să mergem la secțiunea de Asset and Compliance și la Asset Intelligence. Trebuie să activăm clasele suplimentare pentru Asset Intelligence, care să fie colectate de pe stațiile utilizatorilor, și apoi mergem la secțiunea de rapoarte și vizualizăm informațiile, deci la Monitoring Reports avem o categorie specială de Asset Intelligence care ne conține rapoartele specifice pentru Asset Intelligence. Și avem aici foarte multe rapoarte, atât pe partea de hardware, cât și pe partea de licențe, cât și pe partea de software. Ok, deci aceasta a fost o scurtă introducere în funcționalitățile lui Configuration Manager. Bineînțeles, acesta presupune că aveți o infrastructură de Configuration Manager instalată și, bineînțeles,
Eu am arătat aici versiunea 2012, dar același lucru este similar disponibil în versiunea System Center Configuration Manager 2007, începând de la Service Pack 1. Puteți vizualiza aceleași tipuri de rapoarte, iar configurarea se face într-un mod similar. Acum, revenind la prezentare, să trecem în revistă câteva dintre resursele pe care le aveți la dispoziție în momentul când vă pregătiți să faceți o analiză de tip Software Asset Management. În primul rând, dacă în calitate de partener Microsoft doriți să obțineți competența de Software Asset Management, puteți vizualiza link-ul de pe acest slide de resurse. Apoi puteți obține informații suplimentare despre cum se poate efectiv realiza o astfel de analiză. Instrumentele pe care le aveți la dispoziție sunt cele două pe care le-am și prezentat în această serie de prezentări. În primul rând, Microsoft Assessment and Planning, care este un tool gratuit și cu ajutorul căruia puteți face doar hardware și software inventory, dar la un mod mai limitat, pentru că Microsoft Assessment and Planning nu conține agenți și pentru a putea face o analiză, de exemplu, a softurilor instalate, trebuie să vă conectați remote la calculatoarele respective, trebuie să furnizați permisiuni administrative și, bineînțeles, calculatoarele respective trebuie să fie pornite în momentul în care faceți această analiză, altfel nu vor apărea în raport. În schimb, la Configuration Manager, pentru că acesta folosește agenți și acesta e al doilea produs pe care îl puteți folosi, agenții vor raporta automat hardware și software inventory și implicit, dacă activați funcționalitatea de Asset Intelligence, va raporta și această informație. Bineînțeles, Configuration Manager este un produs care necesită licență și depinde de faptul dacă organizația a achiziționat acest produs și l-a implementat în cadrul organizației. Dacă doriți mai multe informații despre System Center Configuration Manager, puteți vizualiza pagina de web a produsului și, de asemenea, site-ul TechNet corespunzător, unde găsiți documentație pentru instalare, pentru configurare, deci în mai multe detalii decât am putut prezenta eu aici. În sfârșit, mai există aici un link pentru Microsoft Asset Inventory and Management Tools pentru a vedea și alte resurse și instrumente pe care le-ați putea folosi pentru a face un inventar. Pe noi ne interesează inventarul din punct de vedere software, dar în general instrumente de inventar. Pe acestea, eu vă mulțumesc mult pentru că ați participat la această prezentare, sper că au fost informații utile și vă stau la dispoziție în continuare pentru întrebări și răspunsuri. Deci vă rog, dacă doriți, să folosiți fereastra de question and answers pe care o găsiți în partea de sus în meniul de Q&A și să adresați prezentări dacă aveți întrebări cu privire la această prezentare. Deci, fereastra de question and answers este în meniu de sus, din Live Meeting, Q&A, și acolo puteți pune întrebări cu privire la această prezentare, la funcționalitățile prezentate. Ok, atunci voi mai rămâne puțin online pentru a vedea dacă totuși apar întrebări. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această prezentare. Voi publica în scurt timp atât această prezentare cât și cea despre Microsoft Assessment and Planning pe blog www.adrianstoian.com și sper că ați găsit informații utile pentru a vă ajuta în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult încă o dată și toate cele bune!